băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft Spre Glorie. Haide să încercăm să ajungem la peste 4800 de like-uri la acest clip. Acum du-te, apasă butonul de like dacă îți place această serie, dacă vrei să vezi mai des pe canal. De asemenea, dacă vrei articole sportive, traininguri, geci, tricouri, ghete de fotbal, mici de fotbal, toate cele. Ai un super website în descriere, argol.com/ro. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Haideți să vedem formația pe care o să o folosim în acest minunat draft. 3-4-3 flat, 4-1-4-1, 4-1-2-1-2 wide, 4-3-3. Hai mă să jucăm și un 4-3-3 flat. Să vedem cum se mișcă băieții noștri în această formație. Băieții noștri s-ar mișca ei, dar vedeți voi? Avem nevoie și de câțiva jucători bunicei ca să facem față cu această formă. Dinie, ești nebun la cap. Pff, 99, dar skill moves 2, mamă. Jumping 81, scream card. Avem Andres Silva, singurul care ia cu Bale. Mijlocaș central. Sosa Stevens, aoleu Dumnezeule, avem 2 din Spania, unul Joan Jordan și cu Campana. Nu știu ce să alegem aici. Chiar nu știu. N-am început prea bine, să zic așa, draftul. Parejo. Parejo, așa mai merge. Team of the season, chiar dacă are doar 60 pace, are câteva alte atribute super tari. O, Del Pite Pupoviță, bine ai venit în echipă, aveam nevoie de tine ca de aer, aveam nevoie de un icon acolo să ne ajute cu chemistry-ul. Și acum avem o decizie de făcut, Anglia 1, Italia 1, nu prea nicio decizie de făcut. Îl iau pe Pogba, nu stau la discuții. Vedem fundașul dreapta, João Cancelo, Anglia, Italia. Ce mai avem acolo? Avem spaniol, da? Avem un spaniol prin echipă? Nu prea. Băi, fii atent că nu ia nimeni. Fii atent, Oviță, că nu îți ia nimeni chemistry. Păi atunci știți ce fac? Mă duc pe cel mai bun fundaș pe care l-am acolo disponibil, pe João Cancelo. Și sperăm la ceva. Cum bun? Ok. Ia uite. Chiellini, cum ni se leagă, cu Chiellini. Bender, Jardel, Mathieu, Marquineau și Schar. Care e liga cea mai bună? Schar ăsta, frate, aș lua pe Anglia. Are team of the season, nu a apărut. Poate se leagă pe partea asta cu Pogba. Mamă, ce mi-a dat! Mi-a dat Dinie, dar mi-a dat Marcelo ăla. Mamă, cât de rău îmi pare de el că nu pot să-l folosesc. Schultz, Vertongen, Dinie. Trebuie să-l iau pe Dinie. Dinie e decent, nu e senzațional, e decent. Ok, hai, avem nevoie. Atacant, Bus. Stai că parcă mai discutăm puțin așa. Cu Sergio Busquets ăsta, parcă facem puțină treabă aici. Facem treabă. E bun Busquets. Altceva acum discutăm cu Busquets ăsta. Cam dominăm mijlocul cu... Oh! Ma, ce e asta, mă? Deci îmi trebuie un atacant. Pique, Vardy, Pique, fiți atenți, nu prea am unde să-l bag acolo. Bameyang de 90, în schimb, poate să fie o opțiune, să-l băgăm atacant central, după minutul 1. Marcelo, Bowen, Mahrez, Mendy, francez, pe partea aia, interesant și el. Suntem setați deja pe partea aia. Marcelo să fie. 5 stele la weak foot, 5 stele la skill 11, 4 stele la weak foot. Mane, Rusilion, Taliafico, Hakimi și Lala. Mane e singurul. Pe apărarea nu o schimb, e clar că apărarea nu o să o schimb. Mijlocul nu prea am ce să schimb la el, îmi trebuie un atacant central. Doherty, Serge Aurier. Fii atent că Doherty ăsta poate să joace la mijloc cumva, ca super sub. Bun, mai ne trebuie un atacant, doi. Un Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi ceva, acuna nu. Calvert, Mahrez să fie. Demirbay, Demirbay. Coman, Lucas Leiva, Ziyech. Demirbay ăsta, super sub la mijloc, cred că rupe. Hai să luăm și portărelul aici. Da, mă, da. Așa, da? Ce pot să zic? Așa îmi place și mie. Și Ter Stegen ăsta era bun, dar hai cu Lehmann. Full cam, 189, bun, stăm bine de tot. Nakata nu, sub nicio formă. Ia stai Heldon ăsta, are și el 4 stele la ceva. Skill moves 3 la weak foot, merge de super sub pe atac. Mijlocul lor cum l-avem setat. 3 jucători rămași, dintre care unul este portar. Grimaldo, Hasebe. Grimaldo că e cel mai high rated. Cred că 190 o să fie draftul. Marquineau, ok, și portarul. Poate un Yashin? Nah. Ok, Horn să fie 189, se va duce, zic eu, în 190 imediatamente. Avem opțiuni și pentru și la schimbări acolo, avem un Marcelo. Nu stăm rău. De-aia trebuie să mă gândesc eu cum o joc pe asta. Las pe Bale pe partea aia. Hai mă făte, nu te-ai făcut 190? 88. Nu se face, ia să vezi tu. 189 rămâne, să vedem managerul. Nu mă interesează la Lehmann. Asta, cred că oricum am pe băieți în 10 cu 8. 8, 10, 8, 7, 9. No, e bun un spaniol aici, chiar mă ajută. Mă ajută la Parejo și la Sergio Busquets. Decent draftul, decent. Tot un 4-3-3 exact ca noi, doar că are un mijloc mai bun cu Pogba, Kante, Maradona, Maldini, Virgilică și ea și în coșmarul nostru în poartă. Hai Bale. Ăla-i mă, n-avea cum să ratezi de acolo. Gareth Bale și e 1-0. Bale frumos pentru Del Piero, 2-0 și cred că o să vedem un rage quit. Voleu? Superb! Alessandro Del Piero! Flick up, voleu lângă bară. 3-0 între 36. Da, rage quit. Mergem în sferturi. 4-3-2-1, ok. Hazard cu Aguero, Messi de 95. Lehmann nu-mi place de nicio culoare. Dana e Icon și ține bine la chemistry acolo. Totti, De Bruyne. Bun, Rakitic 88, iar nu-mi place. Apărare decentă, duci. Ăla-i mă, am desfăcut super bine pe adversarul nostru, 1-0 în 10. Super pasa pentru Del Piero. Haide Delpi, haide mă, Demirbay. Normal că este normal să fie acolo un fundaș pe linia porții care o salvează. Nu este nimic special, o salvează și pe asta portarul, nu mai salvează pe asta. Super intercepție și acum ea lansăm un contraatac. Noi l-am fi lansat, dar nu prea au plecat băieții noștri la timp. Da, n-aveam omul în care o poziția corectă, să zic așa, pentru centrare. Totuși frumos aici și marcăm golul 3. Cred că avem vreo 10-12 pase făcute la această fază. Ce-i face Delpi, bravo mă! Bun aici. Avem continuare. Busquets! Busquets! Oh, oh! Busquets! Cum ar zice Jepcar, che beleța! Ce minunăție de gol! Wow! Ce rachetă! Ce rachetă super tare! Oh, a dat și el un gol, ok? Frumos! Boi, penalti, ce face Obama? Câtă forță a avut acolo să-l țină la distanță pe Stones. Și penaltiul? Ia să-l vedem, Schar. Execută penalti Schar, ok, nicio problemă. A, am vrut să dau scăriță pe mijloc, n-a mers combinație. Del Piero la scurt. Ăla e mă, 5-1. Du-te Gareth Bale, du-te cu ei. Bale, finesse, bară. Demirbay, oh, aproape de încă un gol superb. Floier final, mergem în semi, băieți. O la la, ce echipă, 4-3-3, varianta a treia, cea defensivă cu Figo, cu Neymar, 97. Bruin de 97, Maldini de 95, Cannavaro de 92. Genială echipă, hai să fim sinceri. Genială. Uba în blocaj, clasic cu blocaj. Hai Del Piero! Del Piero! Del Piero cu golul! Bine mă! Aoleu, Dumnezeule, că... greșeala mea și să luăm golul. Mi-a luat mingea din apărare. Moviță, ce plec ești. Nu pot să cred, nu refuz. Dar mă împoartă cu mingea! Ești singur cu portarul, cum să-ți apere portarul? Mahrez! Da mă, da, în final, Mahrez cu golul, bine mă! Floier final, băieți, meci dificil, dar reușim să câștigăm până la urmă. Oh, 4-2-3-1-92, Socrates, 98, Maradona, Varan cu Maldini, fundași centrali, 193. E super tare draftul lui. Nu doar că are rating mare, și jucători de senzație, și pun pariu că are un super sub în locul atacantului ăla. Cineva în fața! Oleo, cine a tras acolo, frate, așa? Mahrez cu golul! 1-0, mă! A intrat, mă, cu noroc, dar a intrat. Și e 2-0. Eu zic că dacă nu era respins, ar fi fost gol la scurt asta. Nu minutul 49. Hai, ref. Nu fă pe asta, minutul 49. Ba da, mă, minutul 49, frate. Băi, sunt 2 minute de prelungire. 2. Și tu dai gol minutul 4 de prelungire. Nu se lasă. Ce e asta? Bai de mine, magic ce a făcut acolo Mahrez, dar se duce mingea în bara transversală. Superbă fază. Asta e, băieți, ce să facem? Auba! Nu pot să cred, frate! Deci noi ratăm și el de gol. Cum, mă, cum să scoată, mă, portarul acolo? Pogba nu dă cu capul. Na, mă, noi avem bară și ocazie imensă cu portarul și el gol. Asta e, că nu te lasă joculețul, nu te lasă. Hai, Pogba. Băi, dar nu sare, mă, niciodată, Pogba. Superbă fază. Te pupă o viță. Superbă a fost faza asta. Da, frumos și golul ăsta. Kick-off, normal. N-a avut. A avut centrarea și kick-off glitch-ul ăsta. Hai că mai luăm una, mai luăm una. Bravo băieții, frumos. Da, mă, blocaj, normal. Bară. Hai, fluieră, fluieră, că ne-am săturat de meciul ăsta. Hai să vedem premiile, băieți. Așteptări prea mari n-avem, dar ce să facem? Premium Gold Players Pack și Gold Players Pack. Ok, poate din Premium Gold Players Pack ăla ne alegem și noi în final cu ceva dintr-un draft. Primul nu e absolut, poate următorul pachet o să fie mai cu noroc. O, da. Numai walkout-uri. Măcar e televizor. Francez, mijlocaș stânga de la Bayern. Ok, Ribery, asta se vinde pe ce. Oh, comand. Ok, băieți, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut draftul. Păcat că n-am reușit să o câștigăm în finală. Când nu te lasă jocul, nu te lasă jocul. Vă pup, viță, pa, pa.